Oameni bune, după cum am spus și el, de la Domnului, iată-ne la 18-a ediție a Festivalului de Creație Literară a Bancata 22. Ca de obicei, în cadrul acestui festival, noi avem un moment deosebit aparte, de care ne ținem cu rigoare și cu stricteze, întâlniri la Sfânta Biserică, măcar cu ocazia asta să unii din noi să intre, să mai vadă, să mai gândească, să aibă un gând despre Domnul care l-a făcut. Da. Deci, îl avem Părintele Paroh Minăriță Tomării, care v-am descris, v-a rostit un cuvânt de început, după rugăciunea de început. Și după aceea veți primi câte o broșură din partea festivalului. Ne va spune, rog să ne spun și două, trei cuvinte despre această biserică, optitorie a lui Ștefăniță Vodă, un monument istoric foarte interesant. O să facem un pic show la sfârșit să vedeți ce împrejurim, și sim, așa, dar contează să dăm vorbă. Haideți să facem o rugăciune de început. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, vistierul mânătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucenice Părinte, binecuvântat! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvântează adunarea aceasta și pe noi rămâne, că sfântești toate ne sfințești în vecii vecilor. Amin. Distinț auditoriu, preacucenici părinți și iubiți credincioși. Ne aflăm, iată, biserica Preciosa din Bacău, o biserică încărcată de tradiție, de istorie, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a fiului său Alexandru Voievod. O biserică apropiată de oameni și încărcată, așa cum spuneam, cu multă tradiție. Și de această biserică se leagă numele a câteva personalități importante din cultura națională. Aș enumera pe poetul Vasil Alexandri, care s-a botezat în anul 1818, acum 201 ani, în această biserică. După cum ne mărturisește domnul profesor Ioan Dănilă, care a descoperit anul trecut într-o mărturie demitrică că poetul Vasil Alexandri, născut la Bacău, a fost botezat în această biserică. Apoi, tot de această biserică este legat și poetul George Bacovia, care știm că într-o noapte a fost alocuit în turnul Cloporniță, a fost uitat acolo și probabil uitându-se la împrejurimile și la curtea bisericii, i-a venit inspirația și a compus poezia Amor Violet. Și alte personalități legate de numele Bisericii Precista, cea mai veche biserică din cetatea Bacăului și poate crede și din Arhiepiscopia Românului și Bacăului, pentru că aici la Bacău a fost un centru, a fost un târg comercial și apoi cu timpul a devenit și un centru de cultură și de spiritualitate ortodoxă. Nu aș vrea să lungesc cuvântul prea mult și vom da în continuare, iată, microfonul domnului Victor Munteanu, care este moderatorul acestui colocviu creștin, creștinismul încotro. Și vreau să-mi exprim bucuria că biserica noastră este gazda acestui eveniment important, de o importanță deosebită, atât din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere religios.
Cred că va fi o reușită și, cu siguranță, având atâtea personalități de marcă, ne vom putea detecta sufletele și mintea, ne vom îmbogăți sufletește, pentru că cultura națională, cultura și teologia merg împreună și nu pot să facă altceva decât să nobileze sufletele noastre. Noi vă mulțumim și vă dau cuvântul în continuare domnului Victor Muntean. Ioan Balban, criticul literar, spunea întreagă de el că această temă, creștinismul încotro, este o temă teologică și a dreptate într-un anumit punct de vedere. Adică e o temă profundă. Trebuie să avem în vedere că când am gândit la această temă, e valabilă pentru noi toți, fiecare știe ce înseamnă creștinism și fiecare simte unde o ia creștinismul la ora actuală. M-aș gândi, în primul rând, să tragem așa în fața, o rugăciune în fața Domnului, să ne gândim la creștinismul nostru atacat din toate punctele de vedere, dar eu am zis că nu ce rău stăpânește lumea și nu el a format, este Duhul, este Creatorul, ci Dumnezeu. Așa că nu avem neapărat motive să ne îngrijorăm. Avem motive, dar să ne speriem, fiindcă hotărârea finală este acolo sus, unde scrie la Dumnezeu. Să începem discuția noastră, privirată, prin părerile Cornel Paiu, preot parov la biserica din Bălușești, un președinte Asociației Culturale Persidra, un animator cultural și un om foarte, un om chiar de excepție din România. Vă rugăm să zic. Bălușești, satul natal al domnului Victor Muntean, trebuia să-ți spun acest lucru. Preacucenice Părinte, onorată asistență. Creștinismul încotro. Aceasta este tema colocului de astăzi, inclus în cadrul unui eveniment de anvergură, manifestarea culturală creștină, aș numi o avangardist și mai potrivit neo-avangardist, Festivalul Cultural Național de Creație Literară Avangarda 22, ediția 18-a, Bacău, 22-24 septembrie 2019. Un eveniment conceput și organizat de poetul, jurnalistul, editorul, antreprenorul cultural și prietenul nostru, Victor Munteanu, care și la această ediție, ca la toate celelalte ediții din anii trecuți, a ținut într-un mod elegant și natural să propună o secvență cu delicatețe plasată ca subtemă dedicată creștinismului. Permiteți-mi să deschid în cele ce urmează lucrările colocului Creștinismul încotro, printr-o scurtă meditație asupra temei, concepută din perspectiva calității de preot, liturghisitor și teolog, stimulat fiind și de spațiul sacru în care ne aflăm. Această frumoasă și veche biserică a Bacăului, în care avangarda a mai poposit și foarte prilejuri biserica domnească precisă. Dragi prieteni, când vorbim de creștinism, nu se poate să vorbim într-un mod abstract, ci vorbirea aceasta impune un discurs cât se poate de coerent și clar. Creștinismul însemnează Hristos. Acel Hristos, Logos, Creator întrupat, propovăduitor, atot milostiv, atot iubitor, într-atât încât s-a jertfit pentru ca din cerurile sângelui Său să se zidească biserica cea nouă, a iubirii și a iertării, biserica Harului. În biserica lui Hristos, nu ca imagine sau simbol, ci ca realitate, vedem lumea întreagă, recreată și restaurată, care repetă actul genezei originare a lui Dumnezeu Creatorul, care a creat lumea din iubire și tot din iubire față de lume, l-a dat pe Fiul Său, ascultător, propovăduitor, jertfelnic și mântuitor, să se jertească pe cruce. Spune Sfântul Ioan Apostolul, căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe Fiul Său cel bun născut, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
viață veșnică pentru Hristos. Unde? În biserica din văzut, cea din cerul de peste cer, triumfătoare și continuă rugătoare pentru slavă. Însă pregătirea pentru viața cea veșnică, alături de Hristos, se face într-un plan vizibil, concret și dinamic. Acesta începe odată cu dobândirea calității de creștin. Prin taina Sfântului Botez, fiecare nou botezat devenind membru tainic al trupului lui Hristos, care este biserica luptătoare, a celor vii, copii, fii și fiice a lui Dumnezeu de toate vârstele. Este vorba de biserica lui Hristos, care a luat ființă în timp vizibil la 50-lecime, atunci când în urma predicii Sfinților Apostoli în Ierusalim, în răstimul la 2 zile, s-au botezat circa 5.000 de oameni. Aceasta este biserica din catacombe, pește, înălțate peste tot, câmpii, dealuri înalte, de vârfuri și stângi de munte, în mijlocul de corpul des, cum ar spune un melos popular, în sate și orașe. Aceasta este biserica luptătoare și continuu rugătoare aici, în slava de jos, în lumea inundată de har, peste care plutește Duhul lui Dumnezeu, în lucrul aprins de cântare, în lucrul aflat în struguri și teascuri, ca să folosesc un cuvânt potrivit Doamnei, existenței, aflate în mâinile modelatoare ale Creatorului. Aceasta este Biserica lui Hristos, în care se propovăduiește Evanghelia vieții veșnice de 2000 de ani și nu ne îndoim că aceasta va fi propovăduită până la sfârșitul veacurilor, când vom fi martorii celei de-a doua veniri a lui Hristos și martorii, dar și protagoniștii învierii celei de obște. Iar această propovăduire a fost, este și va fi realizată de urmașii Sfinților Apostoli, episcopii, preoții și diaconii. Aceștia sunt cei care au fost rânduiți de Hristos să devină pescari de oameni. Aceasta este biserica luptătoare și mărturisitoare care a rezistat tuturor prigoanelor și ispitelor lumii acesteia, atât a celor din veacurile primare, cât și a celor din timpurile mai vechi, mai recente și contemporane. Biserica aceasta s-a zidit pe mărturisirea de credință a Sfinților Săi, prin dedicarea vieții întregi lui Hristos, pusnicii, anahoreții, monahii și pe jertfa martirică, botezul sângelui primit de cei care în vechime s-au confruntat cu lumea păgână, dar iată și de cei de azi care au aceeași lume de înfruntat, poate mai crudă decât cea de acum 1000 sau 2000 de ani. Și desigur fac referire la neomartirii zilelor noastre care merg la junghiere camiei din Siria, Tanzania și alte țări africane, asiatice. Iubit auditor, vă mărturisesc că mă îngrijora la tema de astăzi interogația pe care o include. Are în ea ceva foarte pesimist împotriva impropriu însă creștinismului. Iar eu ca preot nu vreau și nici nu-mi propun, refuz cu toată ființa mea, să asociez creștinismul cu pesimismul. Dimpotrivă, creștinismul este religia optimismului, a încrederii, a bunătății, a binelui, a dreptății, a adevărului, a iubirii, a învierii și a înălțării, a vindecării. Și aici ajung la mă referi, cum altfel, la Hristos, atot vindecător. Societatea este bolnavă, dar creștinismul nu se poate face vinovat de faptul că societatea de astăzi este bolnavă sau în criză de identitate. Creștinismul este cel care îi oferă de 2000 de ani o identitate. Dacă astăzi pare că societatea refuză această identitate, nu este vina lui Hristos. Dimpotrivă, Hristos este cel care o poate vindeca. Așa cum acum 2000 de ani i-a vindecat pe toți care veneau la El, tot așa și astăzi poate săvârși și o și face același lucru. Și o vindecă cu fiecare Sfântă Scripție pe care preotul o liturghisește în biserică, cu fiecare rugăciune pe care o rostește. Locul, lumea, microcosmosul, în care boala nu și-are sens, este biserica. Societatea de astăzi, nu creștinismul, este în criză, este grav bolnavă, prezintă multiple metastaze. Nădejdea vindecării este creștinismul.
Soluția vindecării este creștinismul. El deține pe Hristos, doctorul doctorilor. Am convingerea că numai așa societatea de astăzi se va putea vindeca de tot răul. În veacurile primare ale creștinismului, cei care se converteau erau atrași de această religie, mai ales că propovăduia pacea și iubirea, într-o lume dominată de războaie și ură. Propovăduia bunătatea, blândețea și smerenia, într-o lume dominată de răutate, agresivitate și mândrie. Și propovăduia libertatea în locul sclaviei. Creștinismul este cea mai liberă religie a lumii, pentru care în centru legea cea nouă, legea iubirii. Creștinismul este iubire. Conform Sfintei Scripturi, răul nu va putea birui, ci va dăinui, va fi până la sfârșitul veacurilor și dincolo de acest moment exatologic în Împărăția lui Dumnezeu. Iubirea reprezintă virtutea centrală a creștinismului și una din virtuțile teologice. Iubirea omului are origine și caracter divin, este de la Dumnezeu și constituie calea spre desăvârșire, către cunoașterea lui Dumnezeu. Spune tot Sfântul Apostol Ioan, cel ce nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu este cea mai mare poruncă, iar a ajunge la ea presupune efort către desăvârșire, către asemănarea cu El. Spune Sfântul Apostol Matei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Porunca iubirii este dată fiecărui creștin ca iubire a aproapelui cu fapta și cu adevărul, după modelul Domnului Iisus Hristos. Spunea Părintele Constantin Leonte, care a fost un apropiat al avangardei literare de la Bacău. Așadar, spune Sfântul Ioan, să ne iubim unul pe altul pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Iar prin această împlinire, prin faptă și adevăr a iubirii, vom putea spune creștinismul în control, numai către veșnicia lui Dumnezeu, numai către împărăția lui Dumnezeu, numai către biserica triumfătoare. Și acesta s-a propovăduit, se propovăduiește și se va propovădui biserica luptătoare prin vocea preotului, mai ales liturghisitor, cel care începe și finalizează fiecare sfântă liturghie cu binecuvântarea cea mare. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Și din când în când le amintește credincioșilor, bunilor și smeriților creștini, salutul binecuvântare cel mai smerit și frumos al lui Hristos. Pace vouă! Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumim frumos, Părintele Carmen Paiu. Îl invităm acum pe Itelanistul. Pronunțați corect, criticul literar și poetul Gheorghe Vasile, să vedem ce are de gând să ne spune. Mulțumesc, Părinte. Bună ziua, stimați colegi. Îmi dau seama de că aici se află crema inteligenției băgăoane și din toată țara, implicit naționale, și sarcina mea trasată de directorul acestui festival, infatigabilul director și coordonator, Victor Montanu, este să redactez, să mă gândesc, să formulez niște gânduri și mi-a spus și pagina, o pagina a patru care va fi publicată în, într-un ziar local de aici, din Bacău. Sigur că mie îmi pare foarte rău că nu pot vorbi liber. Invidiez pe profesorii
de aici, care au vorbit ieri excepțional. Mulțumesc, Părinte, mulțumesc și alocuțiune extraordinare a scriitorului și preotului paroh Cornel Paiu, care a făcut o introducere exemplară, într-adevăr. Și eu am să încerc și eu să formulez câteva gânduri cu acest prilej care mă onorează. Creștinismul este o religie, într-adevăr, extrem de exigentă. Noi putem aspira, noi ca și scriitori, o speranță, avem o speranță într-o acea salvare, mântuirea, redemțiunea, cum se spune în termeni mai internaționali, redemțiune, cum spun catolicii italieni. Bun, doar speranța este foarte exigentă. În ce sens? Pentru că Iisus spune, lasă totul, lasă-ți mamă, lasă-ți fiul, lasă-ți bunurile, lasă-ți averile și vino după mine, urmează-mă. Câți dintre noi pot face asta? Și acum COVID. Eu sunt puțin mai sceptic decât Părintele Cornel Paiu. Fiecare are sigur motivația lui, domnia sa fiind slujind cauza lui Iisus Hristos, nu poate fi decât optimist și în credință. Așadar, să revenim la lumea în care trăim. Astăzi, mai mult ca oricând, deci artiștii se nasc inclusiv cu această putere. Deci vorbeam de poezie, de... Eu am trecut, de fapt, la ceea ce facem noi aici. Este tema acolo, întâlnirii noastre. Poeții și artiștii, în general, au rolul de a salva viața prin virtutea lor creativ-taumaturgică, spun eu. Artiștii se nasc inclusiv cu această putere magică în chip de lumină pe care trebuie să o descopere sau redescopere. Astăzi, mai mult ca oricând, ea pare a fi fost îngropată sub haltele de steril sufletesc menit să polueze natura, viața oamenilor, creația. Cum a spus și Părintele Cornel Paiu, astăzi lumea se confruntă cu foamea, cu războaiele, cu căderea reperelor, cu această cădere a criteriilor morale, numită și anomie, ca să zic. Așa. Artiștii și, cu deosebire, poeții au misia de a recurge la cheia magică cu care au fost hăruiți. Hăruiți, aici harul, mi-a spus un preot de la Stavropoleos, un mare preot, că în artă harul nu se potrivește. Hăruiți sunt doar martirii, sfinții și artiștii, în general, literații, poeții, actorii, sunt talentați. Zice, nu, să nu mai spui har. De exemplu, hăruit a fost Sfântul Francisc. Sfântul Francisc, cel care a lăsat totul, deci eu vă povestesc secvențe dintr-un roman de Nikos Kazantzakis. Maestrale, să limităm un pic, vedem, mai și textul, ca să ne încadrăm totuși, dacă se poate, dacă îi permis. Vedeți un pic la text, să mai țin mai mult. Deci Sfântul Francisc a lăsat totul
și a devenit ascet. În sensul acesta a devenit un martir, de fapt, al credinței. Acesta este exemplul pe care îl dăm și sigur că da, continui să vă spun ce am scris aici. Poezia artă, dincolo de orice retorică, este expresia unei opțiuni, confruntându-ne cu semnificația de care ne pune față în față cu necontenita indecifrabilă împletire dintre viață și moarte. Altfel spus, ne pune pur și simplu în fața existenței acelei taine despre care a scris Lucian Blaga, eu cu lumina mea sporesc a lumii taină. Așadar, nu pentru a o deslega, spre deosebire de intențiile investigative ale filozofiei și științei, descoperirea bosonului, zici și particula lui Dumnezeu, ci spre a-i constata existența inexorabilă și chiar necesitatea. Datorită artelor realizăm taina ce face din noi persoane conștiente de coexistența în lăuntru nostru și al lumii, a urâtului și a frumosului, a frumuseții urâtului, estetica urâtului, mă gândesc la Quasimodo de la Notre Dame, a imperfecțiunii frumosului. Poezia nu oferă o virtuală lume locuită de sâne, nu pledează cauza frumuseții absolute, ci pe cea neputinței de a despărți semnele morții de cele ale vieții, nu în sensul de sens, instinctele joase de aspirațiile cerești. Ființa noastră ca microcosmos al unei realități inexplorate de ființa aflată la marginile unui univers dezmărginit. Arta și poezia reușesc să facă din noi persoane capabile să ne trăim propria solitudine, dincolo de fragile bariere ocrotitoare, autoamăgiri și refuzul realității veritabile în favoarea unei realități inexistente, susceptibile de a ne face și mai singuri. Persoane capabile să-și asume propria suferință și chiar disperare și mai ales dureroasa, dar și entuziasmanta unicitate, îndepărtând orice balsamuri paliative sau surogate. Poezia și arta ne salvează de vid, căci ne silește să înfruntăm interiorizându-l, metabolizându-l, ne călăuzește spre un centru, centrul pierdut, ce se află chiar în noi, logocentrismul, adică Iisus, unde infimul se poate conecta cu imensul. Poezia și artele sunt o neîncetată căutare a divinității pierdute. Închei prin a vă recomanda cu cea mai deosebită căldură să citiți romanul lui Nikos Kazantzakis numit Sărăcuțul lui Dumnezeu apărut la Humanitas. Este despre viața și opera lui Sfântul Francisc. Să ne apropiem de viața și opera lui Dumnezeu. Acesta este crezul. Aceasta ar trebui să fie aspirația noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi, scriitorul frumoasă. Spuneam părinților de lângă mine că m-a smerit Dumnezeu în dimineața asta pentru o zbâlbâială foarte clară la deschiderea acestei întâlniri. Drept pentru care să mânge un pic mințile în cap și să mai schimb o leacă de direcție. Îl invităm acum pe un, spuneam ieri la Balta Albastră, un om, un scriitor înduhovnicit, aflat, trăit toată viața sub protecția Duhului Sfânt de la Mănăstirea Agapea și Mănăstirea Aparatic, pe poetul, pe scriitorul Gheorghe Simon. Thank you.
sufete frumoase și biruitoare. Te uimesc cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt un îndemn și face apel la bună îndrăznire. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Te oprești și cam greu înțelegi biruința aceasta. Avem triumfător, învingător în istoria lumii, dar biruitor e doar unul singur. Ce înseamnă a fi biruitor? Înseamnă să-ți învingi pornirile interioare de nestăpânit. Suntem în Sfânta Biserică precisă și aduc spre ilustrare să înțelegem mai bine creația, sensul creației, pornind de la cuvintele unui ierarh sârb, Nicolae Velimirovici. O icoană mai întâi face precizarea cunoașterii. Ceea ce este creat poate cunoaște ceea ce este creat. O icoană nu poate cunoaște pe icoană. În schimb, fiul iconarului îl poate cunoaște pe tatăl. Aici e relația părintească, Duhul părintesc al înfierii. Un clopot nu poate cunoaște pe clopotat, dar fica clopotarului îl poate cunoaște pe creator. Sminteala în creație e cea mai la îndemână, e una de substituire, să te substitui creatorul. Și aici este Dumnezeu peste mână și peste gură, cei care vorbesc ca napoda. Nu putem să ne substituim și să avem impresia că putem face prin gestul nostru să ne substituim creatorul. Așa se face că cele trei mari daruri de la Dumnezeu sunt următoarele. Dumnezeu e făgăduință, nu-i promisiune, adică se ține de cuvânt. E o nuanță deosebită aici a făgădui și celălalt verb a tăgădui, care este mai ușor și mi se pare că putem să tăgăduim, să contestăm. Dar primul dar de la Dumnezeu este darul de a fi liber. Un filozof danez, nu știu dacă pronunț corect, vă rog să mă iertați, Kierkegaard, spune că opusul păcatului nu e virtute. Opusul păcatului e libertate. Pronia cerească îi se dezvăluie prin sabia Duhului. După cum știm, sabia Duhului cea mai cumplită, prima care a resimțit sabia Duhului, care are două tăișuri, a fost Maica Domnului. Și înțelegem că atunci când atingem cu raza în creația, așa o facem să o pricepem, să o percepem, ne atingem și nu ne lasă așa cum am fost la început, dar nici nu ne anulează, ci ne confirmă un sens. Al doilea dar este cel al discernirii, al deosebirii, darul deosebirii. Acest dar al deosebirii a fost cu măsură și cu sfială înțeles și în jurnalul fericirii de Steiner. Așa se face că creștinismul este mai bine cunoscut, ortodoxia în esența creștină este mai bine cunoscut de cei care se convertesc la creștinism. Și ei spun ce găsesc aici în creștinism.
dacă mergem în Occident, te uimești. Păi, wow, sunt cretian, pap, practicam. Fac tercezarea aceasta de fiecare. Și atunci te întrebi, a fi creștin e o artă, e o opțiune, e o practică, ea este o asceză, o agonie, așa cum a prevăzut-o și a formulat-o atât de clar Despăscar. Iisus Hristos va fi în agonie până la sfârșitul veacului. Tot în Occident este nenorocirea aceea, dacă mergi între ei, între gânditori, ei fac mereu gestul moi je suis cartesian, moi je suis pascalian. Ei se jumătățesc, se rup. Și nu e bine. Ființa este un tot. Al treilea dar este cel mai larg. Ne lasă așa cale deschisă. Este darul neștiinței. Este un dar, e un dar. Dacă fiecare din noi ar ști ce se va întâmpla în clipa următoare, ar fi imposibil să trăim, să respirăm. Și darul acesta al neștiinței are două secenți. Una că te lasă să pătrunzi în largul acesta și să-l străbați într-o clipă eminescială și în ortodoxie calea e tot mai strântă și strântorată. De aceea între scara și praguri Sfântul Tudor a preferat să enumere spre cunoaștere pragurile, trecere de la o etapă, de la o clipă la alta. Pe scară se poate întâmpla nenorocerea pentru că nu poți să te întorci decât să cazi. Și la Mănăstirea Sucenița este scara Iacob și acolo a fost întrebată Măicuța Stariță și Măicuța Ghid. La ultima treaptă, 33-a, îngerul cade cu tot cu sufletul Mărturisitorului. A 33-a treaptă, ultima, nu te poți întoarce. Și a întrebat Părintele Stariț Melchisedec de la Pâna, ce înțelegi aici? Răspunsul a fost atât de neașteptat. Aici a creștit duhovnicul. Și noi am întrebat poeții din jur, poate greși duhovnicul? Da? Nu-i scutit de greșeală. În legătură, în viață de biserică, fiind de la Mănăstirea Agapia și cum a fost scăpat din mănăstirile și cum s-a reușit prin numele creatorilor, pictorul Grigorescu și dincolo Veronica Micle, doamna Zoe Dumitrescu Bujulenga, prima femeie care a vorbit în sinod și a fost cu ocazie fericită 300 de ani de la traducerea Bibliei lui Cantacuzino și cu ocazia aceasta ne-a mărturisit la Văratic că a fost prima femeie care a fost admisă să vorbească în Sfântul Sinod. Și aici s-a corectat o acuză. Biserica Română n-a fost luptătoare, n-a luat atitudine. Și atunci Doamna a corectat prin două expresii latinești. Biserica noastră, eclesia noastră, a fost eclesia orans, rugătoare. N-a fost eclesia militans, luptătoare. Și salvarea noastră a fost tot prin cuvânt. Cuvântul e ordine divină, spune poetul Eminescu. Să fim în ordine și vă mulțumesc frumos pentru că m-ați primit cu echipul frumos, senin, și nu am făcut efort să vorbesc cu dumneavoastră. La Putna de curând, în vara aceasta, a fost un colocviu cu privire la transmitere. Și de la Sfinții Preoți am aflat o taină. Cum se transmite Duhul? Să nu credeți că e ceva, o inițiere ca în societățile secrete. E foarte ușor și foarte simplu.
prin punerea mâinilor pe creștet. Când am auzit asta, pare simplu, dar în momentul când cineva te-a binecuvântat și semnul binecuvântării este... atunci ajungem la altul, la potir, la potirul inimii, la darul de a fi primitor. În iubire, zice, poți să iubești până mori. Dacă iubirea nu-i primită, ea nu are sens. Așa că darul primitorului. Și când poți primi iubirea? Când potirul e curat? De ce potirul trebuie să rămână totdeauna curat? Nedocit ca Joyce. Potirul lui Joyce în proza lui e docit. Și este acolo o noapte cumplită. A fi docit, să-ți spune și la noi că îți lipsește. O doagă. Ei, golul acela trebuie să-l umplem. Mă, vă mulțumesc de suflet, nu vreau să vă plictisesc. Veniți la Agapia și veți vedea ce înseamnă sficiunea și incinta. Nu se zice în centru, unii, în centru, nu în centru. Într-o mănăstire, cuvântul care exprimă cel mai bine spațiu e incinta. Acolo ești liber, nu altar, incinta. Pentru ca să ajungi la altar, e un pic mai... ai un pic de teamă. Și teama aceasta nu e înfricoșătoare, ci e aceea de repede, de a ne aminti, nu vă fie firică. Așa a fost cuvântul Arhanghelului Gabriel, nu-ți fie frică, și cu aceste cuvinte au mai fost repetate odată la balconul Vatican de Ioan Paul al II-lea. Ne e papea, nu vă fie frică, nu-ți fie frică, să nu ne fie frică, să avem sfială. Și atunci ne întoarcem cu gând pios și îmbunătățim spre cu uran. Vă rog să mă iertați și cu tot dragul și cu toată inima am trăit bucuria aceasta. Să-i mulțumesc lui Victor și celor subitorilor frumoase pe care le-am întâlnit aici cu emoție și cu bucurie. Să rămână și iertare. Mulțumesc frumos, poetului Gărățimă. Într-adevăr, a fost un moment, din punctul meu de vedere, absolut deosebit. Să rugăm acum pe redactorul șef al revistei Credința Ortodoxă, spuneam iarăși la Balta Albastră, un om deosebit, un licențiat și jurnalist și în filozofie, un om care a făcut un pic de istorie creștinească pe aceste locuri. Ioane Naif. Doamne. Înainte de a intra în cele 5 minute care sunt rezervate răspunsului la întrebarea creștinismului pătro, aș vrea să îmi manifest bucuria, aprecierea pentru doxologia făcută creștinismului de Părintele Paiu, pentru considerațiunile mai mult raționale, energice, raționaliste ale criticului Gio Vasile și pentru mistica pe care poetul Gheorghe Simon ne-a făcut-o puțin cunoscută, dar suficient ca să ne trezească un mare interes. Eu mi-am intitulat textul acesta de o pagină și câteva rânduri, Cădere după cădere. Are și un motto. Ce înseamnă să fii creștin? S-a și formulat întrebarea aceasta. Să umbli în adevăr, să fii de-a întregul în adevăr și din adevăr. Am încheiat ghilimele. Sfântul Iustin Popovici, comentariul la Epistolele Sfântului Ioan Teologul.
Editura Bizantină, 1998, pagina 115. Întrebarea din titlu îmi sugerează genericul unui sondaj de opinie. Încercând să răspund, sunt tentat să afirm fără nicio reținere. Creștinii drept măritori și Biserica Ortodoxă, cu toate plăgile egiptene care au venit peste ei, se îndreaptă sub conducerea directă a Domnului Iisus Hristos spre mântuire, spre viața veșnică. Dar, ca în orice perioadă a istoriei de 2000 de ani a lucrării creștine în lume, mereu spre mântuire. Sunt semne mari că parusia este aproape, remarcate de Sfinții Părinți și de către duhovnicii iluminați din contemporaneitate, motiv pentru care ar trebui să revenim și mai mult la pocăință și rugăciune, că timpul e scurt și pentru noi și pentru vrăjmașii noștri din plan nevăzut. Sigur, ziua aceea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos nu știe nimeni decât Bunul Dumnezeu Tatăl, însă am primit un avertisment evanghelic. Citez, învățați de la Smochin pilda, că mlădița lui se face fragedă și când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Marcu 13:28. Semnul actual. Copacul rătăcirilor antihristice umbrește cu întuneric dens tot pământul. Cât privește creștinismul, acesta este un concept cu o sferă foarte largă de cuprindere. La început, creștinismul conținea doar, citez, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Aceasta a cuprins toată lumea cunoscută atunci. Dar odată cu venirea lui Dumnezeu Fiul în trup, s-au lițit și vrăjmașii lui nevăzuți și slujbașii lui văzuți, farisei și cărturarii care l-au răstignit pe cruce, nădăjduind că poate nu e chiar Dumnezeu în persoană și vor scăpa de el. Ocărători și torționari învrăjbiți împotriva lui de către diavol, aceștia au avut o imensă surpriză. Hristos era chiar Dumnezeu atotputernicul. A doua persoană a Sfintei Treimi a înviat și a semănat pe pământ cu focul Harului Duhului Sfânt o credință nouă care izvora din el însuși și a zidit pe pietrele apostolice biserica, al cărei cap este în veci. Pe măsură ce biserica lui Hristos se extindea, împotrivitorii lui pe care Sfinții Apostoli i-au numit încă din vremea aceea antihriști, urzitori ai tainei fără de lege, vicleni și nihiliști, s-au înmulțit și ei, precum ciupercile otrăvite într-un lăstăriș după unde pădurea a fost tăiată. Diavolul cel mare a rupt bucățele din biserică, prin arieni, prin monofiziți și monoteliți, prin iconoclaști și prin toți răzvrătiții și rătăciții din veacul al IV-lea. Apoi a secționat-o în două, după Marea Schismă din 1054, după care schismele și ereziile au ajuns la câteva mii. Toate abdicările și rătăcirile de la dreapta credință, în loc să se numească după întemeitorii lor, așa cum sunt papistașii, luteranii, calvinii, husiții, mormonii și alții nenumărați, ele se revendică din creștinism și umplu acum până la refuz conceptul pe care îl numim cu acest cuvânt. Adunătura babilonică de sub cupola conceptului creștinism constituie ceea ce Evanghelia numește mulți proroci mincinoși și Hristoși mincinoși. Matei 24, 11 și 24.
Geme lumea actuală de atâția proroci și hristoși mincinoși, de binefăcători, de lideri și inițiați creștini, care de care mai autentic și mai adevărat. Așadar, acest conglomerat al Babiloniei creștine, divizate totuși în nenumărate formațiuni și denominațiuni, de vreo 100 de ani își caută căderea cea mai de pe urmă, după ce vreme de peste 2000 de ani s-a înfărămițat după tiparul demonic, acum strigă sus și tare că vrea unitate, unitate, unitate de dragul păcii și iubirii universale. Fac o mică paranteză. Antevorbitorul meu spunea despre aceasta că, atenție, iubirea, dacă nu e, nu e primită. Și Sfântul Iustin Popovici zice, dacă nu e în adevăr, nu e. Adică au provocat ruperea și războiul veacuri la rând. Iar acum, neschimbați, caută lipirea forțată prin tratate și convenții diplomatice, lipirea corectă politic, alipirea adevărului cu minciuna, contopirea Duhului Luminii cu Duhul Întunericului, vizând un fel de imperiu global al credințelor religioase, amărâta de diversitate legată snob în unitatea planetară. Nici unul măcar nu acceptă să se pocăiască, să-și lepede erezia și să vină la dreapta credinței. Negocierea acestei adunări adunături duce inevitabil la crearea unui concept nou de Dumnezeu. Acesta nu va mai fi Sfânta Treime, Dumnezeul Cel în trei sfinte, trei preasfinte persoane vii, ci un Dumnezeu abstract, convenabil tuturor rătăcirilor. Fapt esențial este că și Biserica Ortodoxă, după momentul ecumenist din Creta, iunie 2016, s-a mișcat hotărător spre unitatea cu ereticii și cu învățăturile lor umanist-globaliste, divizându-se tragic în ortodoxi ecumeniști și ortodoxi anti-ecumeniști, unii pe calea de mijloc, alții negatori și zelotiști. Încotro se îndreaptă acest conglomerat babilonic al creștinismului actual, spre marea prăpastie a împărăției lui Antichrist, care în final se va răsturna cu totul în focul dreptății lui Dumnezeu la cea de-a doua venire. Turma mică a drept credincioșilor nesmintiți, cu frică, dar și cu nădejde, va călca pe urmele lui Hristos spre viața cea de-a poruri. Mulțumesc! Nu știam să se aplaude, e voie să aplaude biserică, nu? Mulțumesc, Maria Enache. Să-i dăm cuvântul acum lui Cornel Galben, criticul și politicul Cornel Galben, fostul director al Cotidianului de Deșteptare, în prezent conduce o editură, șeful editurii Cornel Preț. Ne invităm la urmă. Doamne ajută! Credeam că sunt singura care am făcut ascultare, dar văd că s-au încadrat și alții într-o pagină, așa că eu am să mai scurtez chiar această pagină, pentru că ea va fi publicată. Salut, însă, ideea organizării colocului creștinism în control și deși acesta nu va fi decât o picătură într-un ocean fără de margini, e bine măcar că scriitorii nu rămân la rândul lor impasibili și că o parte din ei au început să ia atitudine atunci când văd că ortodoxia și valorile creștine în genere sunt denigrate pe toate căile, murdărite și spurcate în cuvinte greu de reprodus, când religia și icoanele sunt aruncate din școli și universități, când creștinii continuă să fie răstigniți și să fie uciși pentru credința lor în Iisus, când radicalii musulmani și nu numai ei sunt pe care se declanșeze un nou război mondial doar pe
Când toate orgiile și fără de legile se petrec la tot pasul și înșiruirea ar putea continua, deoarece azi suntem mult mai aproape de Sodoma și foarte, foarte departe de porțile Raiului. Încotro se îndreaptă așadar creștinismul. André Marot spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc și zicerea sa a stănit destule controverse, dar dacă o raportăm la ceea ce spun Scripturile, atât aceasta cât și ceea ce consemnează Evanghelistul, și aici citesc, dar Fiul omului când va veni, va găsi el oare credință pe pământ? Luca 18:8. Au o doză de asemănare atât în formă cât și în conținut, în sensul că ambele au rămas fără răspuns deocamdată. Ceea ce după mine e cert este că vremurile apocaliptice ne-au intrat deja în casă și că acum depinde numai de noi dacă vom avea soarta Gomorii și Sodomei sau vom merge cu inima deschisă la judecată. La fel de cert e și că veacul în care deja ne-am adâncit va fi totuși religios, pentru că după semnele pe care le primim și le descoperim zi de zi pe toate meridianele, Dumnezeu își pregătește încet încet mica oaste care îl va mărturisi până în clipa cele de-a doua veniri a Mântuitorului, după cum ne înștiința profetul Isaia în cartea sa la capitolul 1:9, încă de la începuturi. Și aici i-am citit. Și dacă Domnul Mântuitorul nu ne-ar fi lăsat urmași, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Să luăm, am fi spus, aminte la legile Dumnezeu și dacă vom acorda prioritate cuvântului veșnic, nu mai trebuie practic să ne întrebăm încotro se îndreaptă creștinismul, ci încotro ne îndreptăm noi fiecare în parte și dacă prin aceasta, prin tot ceea ce facem clipă de clipă, suntem vrednici să ne alăturăm acelor urmași, să ne salvăm sufletul și prin aceasta să salvăm și omenirea de la dezastrul care o paște. Mulțumim! Și acum să-i dăm spațiul ce îi se cuvine vechiul nostru prieten, părintele Marian Vădămănescu și cele și fica lui frumoasă lui fică, dar așa că să și pregătit fiind acel moment de Părintele Ioan Pleșcău, a fost un moment de înălțare sufletească, duhovnicească și culturală deosebită. Acum încercăm noi să-L aducem aici pe Domnul Nicolae Dabija prin versurile pe care le vom cânta pe muzica lui Tudor Chirian. Mai
îl invităm acum pe... Mai au o melodie. Mai au o melodie și pe melodie mai avem și... Ah, da, vă simt, sunt grave, da? Da. Da. Bine, 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 bine. Credeam. Sanctului românesc și în felul acesta am vrut să vă aducem o fărâmă din puritatea și din credința Sanctului românesc. Mulțumim! Și noi, domnule, să din activitatea zilnică. El, ca de obicei, ne onorează cu prezența și cu intervenția lui deosebită. Să-l invităm acum pe poetul și criticul literar și jurnalistul Ion Fercu.
director de liceu, o întreagă istorie, personalitate absolut marcată. Nu eram un program. Chiar stau să mă gândesc dacă un păcătos ca mine și un ins hărțuit de păcate ca mine are voie să vorbească într-o biserică. Dar n-am să vă vorbesc eu, care măcar nici enoriaș model nu sunt, ci unul dintre prietenii mei, de care sunt îndrăgostit, Dostoievski, de care cred că v-ați săturat în a doua zi, unii, care este cel mai mare apărător al ortodoxiei. El ne vorbește despre iadul și rai. Noi vorbim aici creștinismul încotro. Ați ascultat punctul de vedere al unor teologi, al unor oameni îndrăgostiți de teologie, documentați. Acum vă rog să ascultați pe Dostoievski foarte pe scurt. Ce este iadul? Și cuget în sinea mea, în frații Karamazov citim, este suferința de a nu mai putea să iubești. Când suntem secătuiți de puterea de a iubi, s-a dus credința, s-a dus creștinismul. Când suntem pusiți de acest sentiment. Raiul. Tot în frații Karamazov, ne spune Dostoievski, se răsfruiește în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi. Îl port și eu, desigur, ascuns în sufletul meu. Și dacă aș vrea, chiar mâine mi s-ar dezvălui și m-aș putea bucura toată viața de bunătățile lui. Starețul Zosima, personaj principal al istoriei literaturii, care se pare că își are origine într-un călugăr parfemie din zona Sucevei și cu starețul Zosima, care este un model de credință ortodoxă, termin. Iată ce ne spune el. Și când ne întrebăm creștinismul încotro, dacă nu facem aedoma starețului Zosima, mă întreb încotro creștinismul. Fraților, nu pregetați, cuprinși de spaimă în fața ticăloșiei oamenilor, iubiți așa ticăloși cum sunt, căci astfel iubirea voastră va fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ridicați-vă pe culmea cea mai înaltă a dragostei pământești. Iubiți toată plăsmuirea ziditorului acestei lumi, în întregimea ei, precum și în fiecare grăunte de nisip în parte. Cătați cu drag la fiecare frunzuriță, la fiecare rază de soare. Iubind, veți înțelege taina divină ce se ascunde în toate și dezlușind-o odată pentru totdeauna, cu fiecare zi, vi se va arăta tot mai rămurit. Iubiți dobitoacele! Către ele și-a îndreptat Dumnezeu mai întâi gândul și le-a hărăzit o bucurie senină. Nu le stricați și nu le chimiți. Feriți-vă să le repiți bucuria de a trăi spre a nu sta împotriva celor lăsate de Dumnezeu. Iubiți mai cu osebire pruncii, căci și ei sunt fără prihană, ca îngerii din cer, și trăiesc pentru a ne umple sufletul de duioșie și pentru a ne cuța inimile păcătoase, luminând asupra noastră ca un semn ceresc. Numai că Dostoievski, prin același Zosima, trage un semnal de alarmă. Întâmplător. Și vedem și în zilele acestea, oricine poate iubi, chiar și un
nelegiuit. Trebuie să distingem între iubirea creștină și iubirea care numai iubire nu e. Încotro creștinismul. Cred că biserica, vorbesc de biserica creștină în general, numai despre cea ortodoxă, și nu vă vorbesc ca un teolog, ar trebui să se ferească, precum nenumitul de tămâie, de manipulare politică, de aservirea politică și de mercantilism. Mulțumesc frumos! Îl invităm pe scriitorul, membru unui scriitor, Iana Bacau, Tania. Săptămâna, bună ziua! Tema este de mare actualitate, din păcate, antevorbitorii mei nu au atins-o aproape deloc. Eu voi spune următorul lucru. În sistemul său de filozofie, Constantin Noica ajunge la un moment dat la conceptul de undă, împrumutat din fizică. Dar nu mai este vorba de undele materiei, de undele lacului sau de undele gravitaționare, ci despre undele ființei. Iar conceptul de undă ne duce cu gândul la conceptul de vibrație. Fiecare ființă are vibrația ei. Una vibrează la poezie, alta la pictură, alta la ritualul bisericii, la muzică, muzică ușoară, la simfonie, la documentare, filme și așa mai departe. Când te întâlnești cu cineva, n-ar trebui să-l întrebi ce mai faci, ci ar trebui să-l întrebi care ți este vibrația. Vibrezi tu odată cu ritualul bisericii? Te raportezi tu la Sfintele Taine? Acum vreo 3 ani am fost într-o tabără în Munții Apuseni. Era o comunitate numită Comunitatea Creștinilor, înființată la începutul secolului 20 de antropozoful Rudolf Steiner. Și m-am întâlnit acolo cu un bărbat care timp de 30 de ani a studiat opera lui Rudolf Steiner. Și mi-a vorbit despre viziunea lui Steiner. Eu, la rândul meu, ducându-mă de 2 ori la Muntele Athos, citind tot felul de lucruri, am vorbit și eu despre trăitorii de pe Muntele Athos, am vorbit despre trăitorii din Tibet și așa mai departe. Și el mi-a spus un lucru cu tremător, mi-a spus așa, se prea poate să aveți dreptate, dar acolo este o altă vibrație de care sistemul de gândire al lui Rudolf Steiner este străin. Și atunci am înțeles, depinde unde te situezi cu vibrația care te locuiește. Ajuns la Senectute, Gabriel Iiceanu a recunoscut faptul că filozoful Constantin Noica a încercat să-i tragă pe ei, pe el, pe Andrei Preșu, pe Sorin Vieru, pe Vasile Demtan Firescu, într-un scenariu care nu era al lor. Noica avea, bineînțeles, o autoritate de plin asupra lor, le spunea, nu puteți face politică în România pentru că este un singur partid politic, nu puteți avea o carieră în social pentru că tot așa trebuie să fiți sprijinit politic, puteți face cultură, sunteți condamnați să faceți cultură, iar eu vă pot antrena să deveniți oameni cu cultură și să scrieți o carte care să împingă înainte cultura română. Nu au reușit să scrie cartea asta. Iar Gabriel Iiceanu recunoaște la bătrânețe că a fost atras într-un scenariu care nu era al lui. Vibrația ființei lor era alta. Și acum să ajungem la creștinism și la Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos, Dumnezeu omul, a întrupat în ființa lui cea mai înaltă vibrație. Vibrația Dumnezeului iubirii. Dar nu l-au înțeles la început, nu l-au înțeles nici apostole, decât la cinzecime, când a pogorât Duhul Sfânt asupra lor, nu-l înțelegem nici noi. Astăzi, de ce? Pentru că nu mai suntem locuiți de această vibrație. Într-o primă fază, Mântuitorul le spune, iubiți-vă unii pe alții, precum iubiți-vă aproapele ca pe tine însuți. Și într-o a doua fază le spune, iubiți-vă unii pe alții, precum eu am iubit. Deci, prima treaptă, iubirea omenească, a doua treaptă, agape, iubirea divină. Și spune,
pune întrebarea. Ce înseamnă să fii creștin? Sfântul Serafim de Sarov spune, scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Dar cum să dobândești Duhul Sfânt? Biserica spune, păi cum să-L dobândești? Prin frecventarea bisericii, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, prin împărtășanie, prin spovedanie, prin Sfântul Mastru și așa mai departe. Problema este următoarea. Astăzi, biserica este în declin, nu pentru că nu mai avem preoți vrednici, nu pentru că ritualul, să spunem, ar trebui schimbat, nu. Este în declin pentru că s-a schimbat felul de ființă al oamenilor. Sfântul Sofronie de la Exces spunea că după al doilea război mondial s-a ridicat harul de pe planeta Pământ. După Auschwitz, da? După toate ororile care au fost, harul s-a ridicat. Suntem cam noi între noi. Și foarte greu mai coboară harul. Și atunci te întreb, din 17 milioane de români, totuși referendumul pentru familie n-a trecut. Înseamnă că nu sunt nici 3 milioane de români practicanți care să meargă la vot să voteze, da? Sunt cam vreo 2 milioane jumătate. Dar aceste 2 milioane jumătate se duc și la mormântul Părintului Arsenie Popa, se duc și la Sfânta Parascheva, și la Sfânta Filofteia, și la Nicula și peste tot. Și atunci ei dau sentimentul că tot neamul românesc merge pe la mănăstiri. Este greșit. Din 17 milioane, nici 3 milioane nu merg. Degeaba ne-am declarat noi la recensământ, peste 90% creștini suntem cu numele, că suntem botezați, dar practicați sunt mai puțin de 3. De ce? Pentru că a dovedit referendumul. N-a trecut referendumul pentru familie. Și închei imediat. Te întreb atunci. Creștinismul în control. Există un val, și vorbeam și cu domnul Orban, aseară, există un val nemaipomenit din Occident, care spune așa, noi nu suntem moștenitorii niciunui testament. Nici a Vechiului Testament, nici a nou. Mai lăsați-ne în pace cu poveștile astea. Noi vrem să avem un om nou, obsesia asta cu omul nou, nu? A fost întotdeauna culminând la noi cu regionalismul și cu ceaușismul. Facem noi un nou om cu știința, cu neuroștiința, cu, cum spune profesor Dulcan, cu mintea cosmică, cu mintea noastră și așa mai departe. Ei, unde se află creștinismul în toată lumea asta? Este în declin. Dar dacă citim Apocalipsa, vedem că așa trebuie să fie. Pentru că noi uităm că pentru a veni Hristos a doua oară, întâi să vină căderea ultimă, să vină Anticristul și apoi Hristos. Hristos nu poate să vină într-o lume așezată, într-o lume în care creștinismul este îndeplinătatea lui. Da? Spunea un alt de vorbitor, va mai găsi Hristos credință când va veni? Păi nu va mai găsi. Că ăsta e scenariul Apocalipsei. Cu trâmpitele, da? Ei, și atunci te întreb, ce e de făcut? Păi nu prea putem face mai lucruri. Ne putem pleca genunchii și ne putem ruga, ne putem smeri și ne putem ruga la cel care a făcut cerul și pământul să nu ne piardă. Atât putem face. Nu cred într-o revigorare a creștinismului, pentru că toți mari duhovnici ai noștri au murit. Cleopa, Paisie, Olaru, Părintele Iustin, Părintele de la Sâmbăta de Sus, Părăian și așa mai departe. Altă pleiadă de duhovnici nu se mai poate ridica la tăria lor și atunci, în afară de rugăciune și de smerenie, nu avem ce face. Nu sunt pesimist, dar hai să fim realiști. Ortodoxia privită de aici, din ograda noastră, pare cel mai mult. Când Teodor Baconski a ajuns la Vatican, ca trimis al României, și-a dat seama atunci ce înseamnă biserica și religia romano-catolică. Și la ce nivel se discută acolo, ce congres ce. Noi, într-adevăr, cum spunea domnul Simon, am fost și suntem o biserică rugătoare, dar nu e de ajuns în secolul 21. Sigur, biserica face zile de bătrâni, face spitale, dar sunt picături de apă într-un ocean de durere. Poporul român, Moldova noastră, este un ocean de durere. Este cea mai defavorizată zonă din Uniunea Europeană. Ori picăturile astea ale bisericii nu înseamnă aproape nimic în acest ocean de durere. Nu acuzăm biserica. Ar trebui să facă mai mult statul, guvernul și mai departe. Închei spunând așa. Dacă ne punem speranța în oameni, în știința născocită de ei,
ne vom pierde ca specie pe această planetă albastră, în timp ce Pământul va continua să se rodească milioane și milioane de ani în jurul Soarelui, până când Bunul Dumnezeu își va ținti privirile spre El și va zămisli din țărâna Lui un nou Adam și o nouă Evă, cu speranța că de data aceasta ei îl vor asculta și nu-i voi mai călca poruncile trăind de-a pururi în rai. Mulțumesc! Mulțumesc și noi! Îl invităm acum pe profesorul universitar, dr. Constantin Parascan, un produs în acest domeniu de acolo, Păcăoane. De aici vine, din partea Păcăoane. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! E tot mai greu să vorbesc. Mai bine fără microfon, părinte. Da, să avem. E tot mai greu să vorbești. I-ați ascultat pe cei dinaintea mea discursuri diverse, profunde, tulburătoare, extraordinare. Ce să mai spun eu acum? Mă gândisem la ceva. Mă gândisem și am să... Aveam trei variante. Și am să le unesc foarte pe scurt câte ceva din fiecare. Mă gândesc întâi la discursul din 1983 al poetului Ioan Alexandru la Casa Pogor, când a lansat Imnele Iubirii, pe care l-am înregistrat și l-am transcris în întregime în această carte, Istoria Juvenii Postberice. Dar e mult. Ioan Alexandru vorbea, te izbea de toți pereții, te tulburate. Era un cunoscător extraordinar, un retor nemaipomenit. Am să vă citesc numai 5 rânduri de aici, atât. Ar trebui, poate în anii următori, să mai citesc câte ceva. Și mai ales că prin Ioan Alexandru ating și salvarea onorabilă și dreaptă a diaconului Ion Creandă cateresit din cler în 1872 și reprimit în rândul clerului, fiindcă l-a rugat pe Ioan Alexandru la Bojdeu că să facă posibil, știind că el a pus crucea la Parlament, la deputație acolo și că are relațiile respective și am făcut pe loc în memorie și l-a salvat cu ajutorul lui, desigur, s-a urmat care respectivă și a fost readus în rândul clerului ortodox o dreptate, așa? Iar atunci, în 1983, el vorbea despre Eminescu, iar Eminescu, în prima scrisoare, după ce a murit Ștefan Micle, și nici pe asta n-am timp să citesc din ea, în scrisoarea respectivă către Veronica Micle, din 14 august 1879, vorbește de trei ori, spune, odată eu sunt îndumnezeit de iubirea ta și spune de asemenea de două ori Dumnezeu, o citează pe Dumnezeu, ceea ce îi unește pe cei trei, Eminescu, Creandă, Ioan Alexandru, în cuvântul pe care îl spun aici și am să mai spun ceva personal, destul de delicat. Timpul este cât eternitatea, spun Sfinții Părinți. Timpul este cât Dumnezeu s-a spus. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în timp poți să câștigi eternitatea sau să o pierzi. Noi de 2000 de ani suntem pe buza prăpastiei. S-au descris paradisul și infernul. Putem să ne salvăm pentru eternitate sau să ne pierdem pentru eternitate. Pentru că s-a dat această șansă omului, s-au deschis porțile libertății absolute a intrării în dimensiunea eternului sau a căderii. Misterul libertății persoanei. Noi de două milenii trăim în această capacitate sau posibilitate ce ni s-a oferit de a opta. Ne salvăm sau ne pierdem? Și ca să te poți salva, trebuie luptă. Trebuie să alegi calea cea grea a jertfei și calea cea grea a suferinței. Cel care vă vorbește acum a fost botezat în Hristos, copil fiind într-un sat românesc, în Prăjești, de Măgirești, de Bacău. A mers la biserică, a fost tatăl său cânta în strană,
se închina, au venit viețile peste noi. Deși era comunism, tata ne învăța să facem cruce cu limba și să ne păstrăm când nu putem să facem altfel și să mergem. N-am încetat o clipă să mă rog și să mă închin în seara când eram singur și să închin copiii și să-i învăț să se închine în continuare, dar alunecare, căutare, arghezian, întrebam și îmi venea să strig uneori, iubindu-mi trupul, știind, bucurându-mă de el, bucurându-mă de oamenii pe care îi vedeam și îi priveam în ochi, de femeile frumoase care au fost în viața mea și pe care le-am și privit și le-am văzut și le-am înțeles, mă gândeam ce nedrept este, cum rezolvă creștinismul încotro, ce mă învață, ce? Că eu cândva, eu peste 100 de ani, peste 50 de ani, peste 40 de ani, peste 1000 de ani, eu nu voi mai fi cel care sunt acum și care poate chiar vă pot impresiona uneori sau mă impresionez pe mine sau pe cei care sunt apropiați de mine. Și mi-era o teamă și de fiecare dată când mă culcam seara, mă gândeam în noaptea asta o să trec dincolo și nu o să mai știu nimic și nu o să mă pot bucura mâine de lumină. Și mă rătăcisem și căutam și mă întrebam și citeam și am citit și am căutat și am scris și am muncit și m-am dorit și am zis o să vină o vreme când eu nu o să mai am de făcut atâta și clădiri pentru Eminescu și pentru Creandu și cărți și familie și așa mai departe și o să mă întorc la mine însumi. Și a venit o binecuvântare la un moment dat și pentru a răspunde unei asemenea întrebări, creștinismul încotro, v-aș sfătui care n-ați făcut-o până acum, s-o faceți pentru că eu am reușit să mă vindec. Un miracol. Acum 3 ani și visam de mult să ajung la Ierusalim. Și am ajuns la Ierusalim. Și m-am rugat de acasă să mi-l întoarcă Dumnezeu, să mi-l întoarcă pe Iisus Hristos, să-l luminez de loc, de nou în trupul meu. Eu știam că este de la botez, de la naștere în mine, dar nu-l mai găseam, îl căutam și eram în întunere și în căutare și în suferință teribilă. Și am mers timp de 10 zile la Ierusalim, prin Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Și au fost două momente, dragii mei. Momentul în care am intrat în Iordan și m-am scufundat de 3 ori, iar părintele care era de la Iași ne-a botezat simbolic. Și timp de o oră și jumătate, două ore, n-am mai putut să rostesc un cuvânt. Și când am intrat în mormântul sfânt, și din momentul acela, eu m-am vindecat. Nu mai mi-e teamă de moarte, nu mai mi-e teamă de uitare, nu mai mi-e drag trupul meu numai decât să țin la el și să vreau. Înțeleg acum și l-am regăsit pe Iisus Hristos în trupul meu. Pentru a înțelege cei care sunt rătăciți astăzi și caută oameni ca noi, oameni, nu cei de alte religii, poate care cred în cine știe ce dihonii sau sectanți sau eu știu, nu sunt priceput în asta și m-ați impresionat teribil cu citări și cu exactități. Sunteți minunați, toți cei care ați vorbit aici. Nu, ci să vă întoarceți spre voi înșivă și prin fiecare individ care nu se poate regăsi altfel, să se ducă acolo, pe urmele lui Iisus Hristos, timp de 10 zile, o săptămână sau oricât, pe urmele pașilor lui Iisus Hristos și să vezi și unde a fost născut și să-l întorci în trupul tău și vei fi fericit și izbăvit. Așa cred că poate fi salvat creștinismul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iată o intervenție foarte interesantă, frumoasă și încheiată de la inimă. Acum să invităm în jocul nostru aici pe o tânără care, iată că a fost și redactor șef al cotidianului Lumina, care la ora de față cred că are cea mai mare tirare din țară. Vă spun în numărul garantat. A fost vreo 5 ani redactor șef acolo, după aceea a fost redactor șef vreo 2 ani. În prezent, iată tradiția scos acest instrument liderat artistic al cotidianului Lumina, deci al creștinului. Daniela sau că să ne vedem. Șontica. De la șontic, șontic. Da. Minunat. Ajutați-mă. Așa.
Preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, domnul Victor Munteanu, căruia îi mulțumesc că m-a invitat la acest festival și la acest coloviu, mi-a greșit a doua pronumele, dar nu-i nimic, vi-l spun eu, este Daniela Șondică. Ce să vă spun, tema acestui coloviu este una care, pentru început, ne provoacă un frison, ne duce cu gândul la ceva sumbru. Și, într-adevăr, motive pentru a ne îngrijora, credem că există. Știm cu toții și vedem la știri, constatăm, citim, probabil, cu toții agenții de presă, ne uităm la emisiunile televiziunilor și vedem cum valul de emigranți musulmani este din ce în ce mai consistent și se abate asupra lumii creștine, asupra Europei. Cu îndreptățire ne putem gândi cum va arăta Europa anilor viitori, această Europa creată pe rădăcini creștine, rădăcini care au dat cultura și civilizația pe care le știm astăzi și în care au iradiat toate valorile noastre în care credem și de la care încă ne mai revendicăm. Ne revendicăm noi, cei de aici din partea aceasta de lume, probabil și unii dintre occidentali, dar una dintre problemele care din nou ne face să ne îngrijorăm este secularizarea. Desigur, secularizare venită dinspre iluminism, dar din ce în ce mai accentuată spre sfârșitul secolului 20, iar acum la începutul secolului 21 și mai mult, Europa, lumea creștină, europeană, se decreștinează pe zi ce trece. Vedem cum europenii se dezic de ceea ce îi definește și ne definește. Însemnele creștine sunt scoase din spațiile publice. Decreștinarea se infiltrează la toate nivelurile, social, cultural, politic. V-aș da un exemplu trăit de mine personal, în urmă cu câțiva ani am fost la Londra și prietena mea, care locuiește acolo de mai multă vreme, mi-a arătat plimbarea noastră un pub mai ciudat. Era vorba despre o fostă biserică anglicană în care erau scaune, lumea bea, discuta, asculta muzică, dar slujbe nu se mai făceau în acea biserică, era transformată într-o cârciumă. În afară de secularizare și de decreștinarea voită, de bunăvoia occidentalilor, desigur, secularizarea nu ne ocolește nici pe noi, dar parcă atunci când mai vedem cozile imense la Maștere Sfântei Parascheva și la Sfântul Dimitrie, ne mai vine un pic așa inima la loc. În afară de acestea, ar mai fi și fenomenul persecuției creștinilor la nivel mondial. Organizația Open Doors a publicat la sfârșitul anului 2018 o statistică destul de îngrijorătoare. În jur de 300 de milioane de creștini au fost în 2018 persecutați, mulți dintre ei omorâți, din câteva zeci de țări, cele mai multe din Asia și din Africa. Dincolo de această privire sumbră, cred că speranța noastră a poporului român este în credința noastră. Suntem un popor creștin și pentru că în 2018 eu personal am avut preocupare constant cercetarea surselor istorice și am scris o carte despre Unirea cea mare, am constatat cu bucurie că România Mare este și rezultatul și realizarea bisericii, a creștinismului, biserica ortodoxă, dar și biserica greco-catolică și clericii noștri au luptat foarte mult pentru unire și ceea ce ne-a definit în această ultimă sută de ani, dincolo de vicisitudinile istoriei, a fost totuși păstrarea credinței. Sigur că în comunism am avut destui martiri, destui oameni care și pentru credință au fost închiși și au suferit, dar
Cred că această credință noastră ne-a făcut să fim biruitori și ne dă o speranță. Și o speranță am mai constatat-o eu și în viața mea de reporter la ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Recent am fost la o parohie din Amara, stațiunea Amara din Ialomița, și am constatat acolo ceva extraordinar. Un preot, care este și profesor de religie la un liceu din Slobozia, reușește să adune la activități extrașcolare, la niște cateheze, dacă vă vine să credeți, cateheză, mi se pare un cuvânt plictisitor până și mie, merg la biserică, adică să mă explice cineva credința și după ce merg la biserică, și după ce mai citesc și după ce mai scriu, chiar mi se pare plictisitor. Dar acestor tineri, adolescenți, copii de la clasele mici până la facultate, acum că urmează pe acest părinte și după ce au intrat la facultate, se strâng la biserica numită Albastră, puteți căuta și pe internet, veți găsi informații, și merg împreună și fac acte de filantropie, la zile de bătrâni, la cămine unde sunt copii, la familii cu copii în plasament, merg în excursii, vorbesc despre Dumnezeu, cânt, fac o felul de lucruri împreună. Acesta este un creștinism al zilelor noastre care ne dă speranță. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Criticul și istoricul literar Ioan Polpan, directorul Teatrului Ceapă Vineș. Eu n-am făcut un text pentru ziua de astăzi. Nici n-am știut de tema asta, am aflat-o ieri. Și am spus în adevăr lui Victor că, pentru că a adunat acela teologilor, teologilor, că e vorba de o chestiune teoretică, creștinismul acolo. Apoi m-am gândit mai bine și cred că este nu-i doar a teologilor. E adevărat că nici pentru toată mulțimea nu e întrebarea asta. Și mă gândesc că suntem în situația, ascultând pe colegii mei de dimineață, suntem în situația primilor necreștini care au locuit meleacurile astea. Mă refer la cei locuitori, nu le putem spune încă români, că nu erau, vorbeau latina bulgară, de dinainte de venirea Sfântului Andrei. Avem puține știri despre ei. Noi despre istoria noastră de atunci nu știm nimic. Uitați-vă în la istorie și veți vedea că între secolele după retragerea Aurelian, în secolul 3, până în zorii milenului 2, aflăm așa, că pe aici au trecut următoare popoare migratoare. Și le și repetați, care au trecut în valuri de-a lungul vremii până în primele secole ale milenului 2. Și atunci, dovezile despre ce făceau acei locuitori ai acestor meleaguri, le avem indirect. Dacă veneau migratori aceștia să jefuiască, înseamnă că aveau ce jefui. Înseamnă că era o țară, niște comunități bogate, care trebuiau să fie jefuite. Aia nu veneau să alerge printr-o stepă unde nu găsesc nimic. Au venit să jefuiască niște oameni cu stare. Dar ce știm despre ei? Despre spiritul lor? Tot indirect știm. De exemplu, Gotul Bulfila a scris o Evanghelie. S-a creștinat. Nu știm cum s-a creștinat. Dar s-a creștinat aici. Undeva în zona Buzăului. Se zice că aveau sediu ostrogoții care au venit aici și vizigoții după aceea. Găriți de mauri din Spania. Și el s-a creștinat. Împreună cu mama lui Alaric. Și pentru că la Goți era, dacă zicea la trăie, îi stăia capul. Nu a avut prorul să-i taie capul mamei lui, dar a izilat, a pucăricul de la cult. Și atunci, Gotul Bulfila, preotul, un altul preot al Goților, el însuși s-a creștinat și a scris o Evanghelie. Și relatează, se este o relatare extraordinară, despre o procesiune a Goților creștinați de el, la Constantinopol, în fața patriarhului de atunci,
cum vor fi la înfrânt de culminarea prinței și citit Evanghelia, pe care a spus-o el. În afară de spectacolul ăsta istoric, te întreb cum a fost creștinat Porfira și cum știa el să scrie Evanghelia, nu este o compilație după Evangheliile celelalte, pe care noi le cunoaștem și ascultăm la biserică. Înseamnă că acele Evanghelii circulau aici, unde era Porfira. Înseamnă că le-a cunoscut. Înseamnă că l-a citit. Și înseamnă că acum de să copie. Așadar, cei locuitori aflăm două lucruri despre ei. Că erau cu stare, ca să revin, lăsându-se din păcate și cuiți de migratori, și erau niște oameni cu spirit care ascultau, citeau. Poate nu toți, dar în orice caz existau pe circulația Sfintilor Evangheliei pe aici. Și atunci am spus, de ce suntem în situația aceea noi? Păi suntem în situația, ați auzit, da? Cu Apocalipsa. Ne-au spus câțiva vorbitori despre ce urmează. Mai puțin unul sau doi care sunt mai optimiști, așa. Păi, eu zic, suntem în această situație pentru că ne lipsește Sfântul Andrei. Deci asta nu trebuie nouă. Să vină din nou Sfântul Andrei și să ne creștineze. Să-l invităm acum pe poetul și eseistul Polin Pânușelea, directorul revistei Mișcarea Literară din Bistrița. Înainte de a spune câteva cuvinte eventual despre tema aceasta și voi citi o poezie, vreau să îmi asum un rol de simplu cititor și să citesc o poezie trimisă pentru întâlnirea de azi de cineva care ar fi vrut să fie și-a mizat că va fi în aceste zile la Bacău și din motive foarte obiective nu a putut veni. E vorba de Ionela Silvia Mușfelea. Citesc poezia Cruci. Port pe piele o cruce de spirit, împletită în fel și chip, împletită în fel și chip, pic cu pic de spirit, unul pe față, unul pe dos, până la os. Port pe piele o cruce de vis, prinsă în ace de paradis, ac cu ac, și nu mi-o desfac. Port în mine cruce de mort, învelită-n eșarfă de cort. Numai zi, zi după zi, până în pământuri mai străvezi. Tema propusă pentru discuția de azi este foarte generoasă și de fapt, e o temă pe care o discutăm într-un fel sau în alt fel fiecare dintre noi, fie cei care, să zicem, suntem creștini sau cei care discută situația credințelor, situația religiei în lumea de astăzi. Cel mai simplu spus, atâta timp când îl avem în față pe Iisus, creștinismul va merge, vorba aceea va merge înainte, nu e o problemă. Au fost biserici care au fost dărâmate cu tunul, preoți care au fost uciși sau întemnițați, sau preoți care s-au pierdut prin crâșme, dar în același timp credința merge, pentru că este omul simplu, creștinul, care are rugăciunea, are biserica, are liturghia. Acestea sunt lucruri care deocamdată există. Desigur că în dinamica actuală poate să ne punem și trebuie să ne punem întrebări pentru a menține calea nouă a o găsit, pentru a o menține. Sau avem, într-un fel, unii mai mulți, alții mai puțin, datoria de a menține această cale și de a găsi felurile prin care ea e menținută. Scriitorul are
o condiție poate un pic ingrată, mai ales poetul, el care lucrează cu cuvintele și are orgoliu de a construi lumea. Aici lucrurile vor rămâne într-o anume suspensie în continuare, dar dacă ne uităm și pentru peste literatura actuală, poezia actuală, multe motive biblice există. La poeții care scriu există în continuare și acesta este un lucru important și bun. Căile de a găsi, de a reveni la credință sunt deschise în continuare, trebuie doar să nu le închidem noi. Am avut acum câțiva ani prilejul să erau niște profesori din Franța, din Germania, la Bistrița și am, pe câțiva cu care am avut niște discuții așa, i-am dus la o liturghie, la o biserică. Și după aceea mi-au spus că au fost foarte impresionați. Zice, noi n-am știut până acum că așa se desfășoară. Impresionat, așa, la modul real, era un domn acolo, așa, la vreo 60 de ani, zice, e extraordinar, eu nu știam că există așa ceva. Sau în această perioadă, în această vară, am și pomenit într-un eseu despre mărturisirea într-un email la unui profesor francez, fost profesor de engleză, a predat și în Anglia, engleza. El se apropie acum de vreo 90 de ani și foarte bolnav. Umblă prin spitale și schimbând niște email-uri, zice, măi, se apropie moartea și o simt. Zice, doamne, e vin, ce să... Zice, da, zice, pentru voi e simplu. Că voi credeți. În viața de apoi eu nu cred. Și pentru mine e foarte greu. Ce se întâmplă acum? Sunt situații și situații și realitatea ne aduce mereu exemple de reveniri, de eu nu cred că nu o să mai fie și oamenii ai bisericii care să nu fie foarte prinși și să servească cu har, să servească harul de fapt și de servizabus. Lucrurile merg înainte. Acum despre situația poetului, voi încerca să citesc o scurtă poezie care se numește Împărțirea zilelor. Cum poate un poet să ceară îndurare? Și cui? Viața îi e neștiută, chiar lui. Împărțirea zilei cu ceilalți, istov sau iubire? De ce să îmbraci un cuvânt în simțire? Pe o cruce de trandafir, singur încădușat. Ofrandă intici sau păcat? Prozatorul Dan Gabriel Arbătescu, medicul șef al spitalului în cadrul șef de secție în cadrul spitalului municipal de Roma. Are prietenul meu Victor Munteanu, talentul ăsta de a mă scoate în față la diverse astfel de... E a doua oară când pățesc, fără să fiu... E adevărat că nu l-am anunțat procesul. Fără să fiu un, cât de cât pregătit pentru așa ceva. Dar totuși, haideți să vă spun din perspectiva mea. Poate că ar trebui ca tema, titlul temei să fie puțin schimbat. Creștinismul încotro, după părerea mea, creștinismul e tot acolo și nu pleacă nicăieri. Este stâlp, este flamură de speranță și nu el este problema. Problema este creștinii încotro. Sau dacă mișcăm mai departe, homo contemporanus încotro. Pentru că
Sigur că există o mulțime de aserțiuni teologice pe care le-am auzit foarte bine exprimate. Dar haideți să vedem, legat și de ce discutam ieri și din care în bună măsură am făcut o varză, confundând de fapt civilizația străzii cu strada în literatură, cu arta în stradă, lucrurile n-au fost bine tranșate nosologic. Iar eu văd ca principală problemă ceea ce și Alessandro Barico în eseul despre mutație vedea. Se petrece lângă noi o mutație. Și ca orice problemă, dacă ne întoarcem cu spatele la ea, nu înseamnă că a dispărut, e tot acolo. Numai noi nu o vedem. Și mutația asta înseamnă că omul contemporan tinde să devină un ateu de altă factură decât ateismul de altă dată. Nu e un ateism luptător. Este un ateism de indiferență. Este scoaterea la Dumnezeu din necesitățile zilnice ale omului contemporan. Este un ateism care nu se obosește să-l combată, este un ateism care pur și simplu este indiferență. Undeva în Frații Karamazov era o aserțiune care m-a mișcat atunci. Omenirea va muri într-un imens căscat. Și cam asta se întâmplă acum. Nu sunt de acord cu ideea că Moldova este la marginea prăpastiei, nici pe departe. Moldova a fost săracă și când sfinții moldoveni erau martiri. Faptul că suntem săraci nu are nicio relevanță în raport. Nu sunt de acord că atât putem face să ne rugăm. Biserica Ortodoxă pentru mine a fost nu numai rugătoare, ci mărturisitoare. Pentru că, și iarăși spun, sunt învățat să definesc termenul. Creștin practicant, în ideea că un creștin practicant este cel care merge la biserică, este puțin. Creștinul practicant dovedește că este creștin practicant în afara bisericii. Pentru că dacă citim pe Sfântul Pavel, ceea ce ne deosebește de necreștini este fapta creștină, în primul rând. Deci, dacă venim biserică, este esențial, nu se poate altfel. Dar dacă rămânem numai aici, așa cum preotul trebuie să coboare din liturgică în social, și noi trebuie să mărturisim în afara bisericii ceea ce suntem, pentru că exemplu este cel care, eventual, ar putea să constituie un punct de plecare față de acest homo contemporanus, care tinde să capete amploare și lucrurile sunt extrem de complicate dacă stăm și privim. Ieri trebuiau să fie la tema respectivă chemați sociologi, antropologi, psihologi, pentru că temele sunt extrem de complexe și cea de ieri și cea de astăzi. De aceea eu spun că avem o problemă, se petrece o mutație în jurul nostru, trebuie să o vedem, nu trebuie să o privim, cum să spun eu, ca o tragedie care se întâmplă, pentru că până la urmă Dumnezeu a lăsat să se întâmple toate și toate s-au făcut după planul Lui, dar Dumnezeu cred că așteaptă și din partea noastră un răspuns la această problemă. Anonimizarea conștientă a omului contemporan este ceea ce ridică într-adevăr o problemă globală și aș spune că dacă creștinismul în sine este același, pentru că el se bazează pe un adevăr care nu poate fi schimbat în niciun fel și în nicio iotă, noi, în schimb, oamenii, am suferit sau suferim diverse mutații, diverse agresiuni care ne pot schimba, ne pot abate, pentru că de multe ori ne iluzionăm că suntem ceea ce nu suntem, că, mă rog, credem ceea ce în sinea noastră nu credem și să ajung la unul din oamenii pe care îi iubesc foarte mult, Părintele Nicolae de la Rohia, care spunea așa: Dumnezeu nu ne vrea proști. Deci trebuie să deschidem ochii larg, trebuie să ajungem să disecăm cu bisturiu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și aș încheia cu ceea ce trebuie să aibă fiecare creștin în fața ochiului, în fața minții lui,
Cred, Doamne, ajută-ne credinței lui. Prins la luat pe nebuseră, spre doctorul Dan Gărădescu. Acum, evident, mai sunt intervenții, nu mai are sens să lungim prea tare pe preotul, că devine deja multă atenție, nu este așa lucrează. Să rugăm pe părinte să încheiem întâlnirea noastră cu o mică... Cine vede? Cu o mică rugăciune. Și două, trei cuvinte, după care, că dacă tot am luat cuvântul, o să ieșim afară, o să facem o poză de grup, o să vizităm un pic, facem un ocol bisericii la sit, la situl acestor clădiri și vom vedea. Da, într-adevăr, să nu uităm că biserica noastră, Biserica Precisă, este sub acoperământul Maicii Domnului și pe lângă Mântuitorul Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, o avem și pe Maica Domnului. Și întotdeauna poporul român a făcut evlavie la ea. Se spune că iubirea Maicii Domnului a întrecut și întrece iubirea Sfinților și a Îngerilor la oaltă. Pentru că inima Maicii Domnului este o capodoperă inegalabilă a Preasfintei Treimi. Iată, modelul suprem este Maica Domnului. Și dacă ea nu ar fi fost prezentă în biserică și în viața noastră și în viața românilor, cu siguranță că tema era alta. Așa cum spunea și domnul doctor, creștinismul trebuie să fie viață, trebuie să fie nu un sistem din acesta filosofic, nu este neapărat o teologie seacă, ci trebuie să fie, în primul rând, o stare sufletească vie în sufletele noastre. Au fost foarte multe idei, astăzi foarte multe învățături legate de viața creștinului. Unele care sunt mai apropiate și mai acceptate de biserică, altele care trebuie să rămână, aș putea spune, în istoria bisericii noastre, pentru că anumite teme religioase au fost combătute de-a lungul istoriei și s-a arătat că ele sunt greșite. Deci, nu aș vrea decât să spun următorul lucru. Mântuitorul ne învață că, și Sfântul Pavel, că trei sunt virtuțile teologice, nădejdea, credința și dragostea. Iată, un creștin, indiferent de perioada în care a trăit sau va trăi, trebuie să fie însoțit și de credință, dar și de nădejde. Nădejdea trebuie să ne cuprindă pe toți, pentru că fără ea, fără speranță, fără nădejde, nu putem ajunge la iubire și la dragoste. Sunt niște trepte pe care noi trebuie să le trăim în viața noastră și nu se poate să ajungem la dragoste fără să avem o credință puternică și fără nădejde. Și credința este un dar de la Dumnezeu, dar este ține și de efortul nostru propriu, pentru că dacă nu aducem puțină jertfă, puțină osteneală în viața noastră, acel dar se stinge foarte repede. Și o floare, dacă nu este udată, dacă nu este pusă la lumină și nu avem grijă de ea, se ofilește. Așa și credința, așa și Hristos, El locuiește în sufletele noastre. Dacă suntem mai curați sufletește, dacă suntem plini de iubire, pentru că El nu locuiește acolo unde este păcat, unde este murdărie, unde este necurăție. Deci, Hristos este calea, adevărul și viața și fără nu putem face nimic. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că El ne însoțește permanent, ne așteaptă în biserică, aici este izvorul Harului. De aici ne încărcăm bateriile și putem merge în lumea întreagă să mărturisim cât de bun este Domnul și că El este totul pentru noi. De aceea, în încheiere, să rostim o rugăciune către Maica Domnului, pentru că biserica este închinată Maicii Domnului și aceste imnuri închinate Maicii Domnului, compuse de înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cred că vă vor regânta sufletele și inima și vor avea, eu știu, urmări benefice
pe mai departe asupra vieții fiecăruia dintre noi. Cuvinețe cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și cea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără Dumnezeu, miluiește-ne și ne iubește pe noi. Amin. Să mergem să-L dreapta părinților, majestatea tuturor.